Băieți, este marți și dacă este marți, ce facem? Ne liniștim. Respirăm. Respirăm adânc și facem yoga. Bine ai venit. Și facem yoga. Bine ai venit. Bine ai venit. Georgiana Buta. Bine ai venit. Ne-ai venit singură. Nu am venit singură, am venit cu Raluca, o studentă de-a mea tare simpatică. Bună, și Raluca. Pentru că povesteați de note. Luăm note mici când suntem stresați. Dar cum facem să nu mai fim stresați? Facem exact. Yoga. Și vom face o scurtă sesiune, câteva posturi în care vom relaxa sistemul nervos. Venim pe genunchi. Putem să începem? Noi să ne uităm de aici la voi. Venim pe genunchi și lăsăm ușor fruntea să vină către salteluță. Brațele vin pe lângă corp și rămânem aici câteva momente. Postura copilului este o postură ce ne ajută să venim mai aproape de inima noastră. Este o postură în care deja vedem cum inima stă deasupra minții și inima ne conduce. Ușor de aici vom întinde brațele, să întindem ușor și coloana. Și pe următorul inspir, trag de brațe, întind și pe expir, dau aerul afară pe gură, relaxez. Ha! Inspir, întind, bine, perfect. Expir, înmoi. Și acum ușor ridicăm bazinul, mergem mai departe, venim cu bazinul deasupra genunchilor și venim cu brațele întinse în față. Putem să luăm un bloc de yoga, am adus acum și niște blocuri, ne vor ajuta să lăsăm. Din ce sunt făcute blocurile astea? Asta este un fel de plastic, spumă, sunt tot felul de blocuri. Dacă nu avem blocuri acasă, putem să folosim mai multe cărți. Să punem mai multe cărți una peste cealaltă, lăsăm fruntea să vină jos, relaxăm aici. Inspiră și expiră pe nas, buricul ușor tras către coloană, perfect, simțim și cum coloana se întinde. Respirația ne ajută să calmăm sistemul nervos, sistemul respirator este sistemul pe care putem să-l controlăm și să aducem o bună stare în corp. Ușor ne vom ridica, putem să dăm blocul la o parte și facem o postură un pic mai grea, downward facing dog, împing în palme și duc bazinul sus, lăsăm capul relaxat. Putem să pășim cu tălpile un pic mai în față, lăsăm capul greu și aici începem să mișcăm capul dreapta-stânga. Relaxăm, lăsăm respirația calmă. Rămânem cu bărbia ușor către centru și ușor acum duc privirea în față și pășesc înainte din câți pași este nevoie. Tălpile deschise la nivelul bazinului, inspir, mă ridic ușor la jumătate, expir, cobor fruntea către genunchi. Genunchii ușor îndoiți, inspiră, vină cu brațele sus, întindem bine coloana, privirea către tavan, expir, aduc palmele în dreptul pieptului. Și acum salutul soarelui, adaptat ca să ne relaxeze. Inspir, vin cu brațele sus, merge să-l faci, merge. Inspir sus și acum expir, lent cobor. Inspirăm, întindem coloana, genunchii sunt ușor îndoiți. Expir, cobor. Inspiră, vino sus, din nou întind. Exact. Expirăm, coborâm. Asta este fain la varianta asta, că putem să o facem oriunde suntem. Inspir, vin sus, întind, bine. Expir, aduc palmele în dreptul pieptului. Și încă o dată, inspiră sus, întind. Expir, lent, cobor. Inspir, mă ridic la jumătate, stau aici, întind bine coloana. Expir, cobor, las fața relaxată. Inspiră, vino sus, întind. Și aducem palmele în dreptul pieptului, degetele mari împing în stern și simțim aici bătăile inimii. Și aduc câteva cuvinte inimii tale în gând. Lasă acele cuvinte să rămână cu tine și acum ușor ridicăm brațele, inspir și pe expir lent cobor în doi genunchi și prindem coatele cu palma opusă, lăsăm capul relaxat și ca și cum trunchiul nostru ar fi un pendul, mergem dreapta-stânga. Lăsăm limba moale, las trunchiul relaxat, capul greu. Băgăm capul la cutie. Limba moale, relaxează maxilarul și ușor rămâi la centru. Îndoaie genunchii ca să fie mai ușor. Cobor ușor genunchiul drept, coborâm genunchiul stâng și venim călcâiele.
Jos, lăsăm ușor bazinul să coboare și întindem picioarele în față. O aplecare în față care ne ajută din nou să calmăm sistemul nervos. Inspir, vin cu brațele sus, expir, cobor. Las bărbia ușor către piept și rămânem aici pentru câteva momente. Putem să stăm chiar un minut, trei minute. Toate aceste aplecări înainte ne ajută să ne calmăm. Inima este deasupra minții, liniștim acea the monkey mind, mintea care nu încetinește în gânduri. Și acum ușor ne ridicăm. Știu că pe final ai tu o relaxare specială. Da, o să o invit pe Raluca în Shavasana. Shavasana este partea preferată a tuturor practicanților de yoga. Este partea în care ne relaxăm complet. Corpul este susținut de salteluță și facem un scurt body scan în care relaxăm fiecare parte a corpului. Lăsăm capul greu, lăsăm respirația calmă, relaxăm gâtul și lăsăm orice grijă pe care o purtăm pe umerii noștri să dispară. Umerii devin din ce în ce mai grei, brațele se relaxează, relaxăm pieptul, abdomenul, coapsele sunt moi, genunchii se topesc în salteluță. Relaxăm gambele, tălpile și fiecare deget în parte. Întregul corp este complet relaxat și susținut de salteluță. Îți dai voie să fii, îți dai voie să te bucuri că ești, și lași această liniște să pătrundă în fiecare celulă a corpului tău. Ușor începem să mișcăm degetele de la mâini, degetele de la picioare. Mișcăm capul blând, dreapta, stânga. Strângem genunchii la piept, ne dăm o îmbrățișare, acea îmbrățișare sinceră, sinceră, sinceră. Și ne întoarcem ușor pe partea dreaptă. Facem din brațul drept o pernă, rămânem încă câteva momente acolo. Și apoi ușor împingem în palma stângă și venim înșezut cu ochii închiși. Am închis, scuze. Ce bine a fost, Doamne, ce bine a fost. Palmele în dreptul pieptului, aducem recunoștință, mulțumire pentru ce simțim să aducem în acest moment. Recunoștință vă aducem și noi. Și vă mulțumim mult. Și noi. Mulțumim, Georgiana, te mai așteptăm să mai facem yoga și marțea viitoare să facem tot yoga. Cu mare drag.